Am așteptat ceva timp ca să ajungă în topurile muzicale de pe YouTube artiști celebri din zona muzicii populare. Și cum mă știți pe mine că sunt așa de generos în aprecieri și în reviews-uri și în tot ce ține de muzică, m-am găsit că e de datoria mea să vă prezint aceste clipuri cu acești minunați, îndrăgiți artiști. Ce artiști? Actori. Când zice actor, rimează cu Jador. Jador și Vlăduța Lupău au lansat hitul Amanta. Vreo 5 milioane de românce s-au regăsit în el. Hai să ascultăm. De remarcat că în acest videoclip Jador poartă cu mândrie același maieu. Play. Și vin de undeva. Oamenii care participă în videoclip vin de undeva, de pe un teren necunoscut, ca să vorbească despre Amanta. Cum să începe așa o melodie? O nebună, o furtună de femeie. Femeile sunt niște furtuni care vin în viața unui bărbat. Mai precis, niște uragane care iau tot. Asta e grea. Îmbrăcată în minciună. De obicei, femeile se îmbracă de la Zara sau de la Prada. Dar amantele se îmbracă în minciună. Play. Pe sub piele ea îmi intră. Zgrele astea, pe sub piele. Wow! 1, 2, 3 nasturi la blugi. Frumos! Intră și nu pot să mă opor. Cu ochii ei înșelători și arpele de la... De obicei la sân se întâmplă lucruri minunate. Dar când se întâmplă asta în viața unei amante, șarpele este la sân. Că de la șarpe a pornit, nu? Eva, Adam, șarpele și de atunci avem clipuri de astea. Dar aceeași fată care îmi știa durerea era amantă. Deci aceeași fată care îmi știa durerea era amantă. Logic, nu? Play. Eu te-am iubit mai mult decât a trebuit. De obicei femeile iubesc mai mult decât trebuie. Noi bărbații suntem niște porci ignoranți și nerecunoscători. Te-am respectat, asta e vorba bancului, să o respecti pe măta, pe mine să mă f***. Blurez. Blurez asta. Miere cu venin, alte chestii grele. Așa se întâmplă în dragoste. Când e prea multă miere, apare și veninul. De unde? De la șarfe. Șarpele cu clopoței face pișin. De reținut aceste scremete, gemete. Când recunoști o amantă, numai atâta mai poți să faci. Iar pentru restul, folosiți Dulcolax. Nu, clipul e bun! Clipul e bun, e făcut frumos, e și o clădire imobiliară. Nu știu cât e metru pătrat acolo, dar arată bine. Un Mercedes vechi, probabil din colecția lui Țiriac. Ați văzut chestia asta la Jador, tot timpul face așa. Și nu se ridică de la sol. Că rimează cu Jador. Nu înțeleg de ce își fac videoclipuri în mașini. N-au benzină, că mașina stă pe loc și tot acolo. Trag de uși, trag de... Amanda! Ce mi-ajunge la ureche? Toată lumea vorbea internetul, voia Instagram-ul scria. Și eu n-am crezut. Amanda, f***e mata! Deci de la sân pornesc toate. De la... Deci să vă fac un rezumat. E vorba despre o amantă care a fost crescută la sân. A fost hrănită cu lapte și miere și după aia a servit venin în cuplu. Nu înțelegem din acest videoclip care e amanta, care e înșelatul. Mulțumim pentru atenție, trecem la următorul clip. Alt videoclip din zona, cum ar zice maestru Tămaș, din zona etno de folclor. Am avut un videoclip interesant cu amanta, cu venin, cu miere. Acum vom afla de ce așa sunt femeile. De ce sunt așa femeile? Ne spune Georgiana și cu Armin Nicoară. Băiatul lui Petrică Nicoară. Frate cu Armando Nicoară. Dă-i pace. Hai cu Costița, hai cu acordeoanele! De vreo 10 ani avem o muzică populară și de petrecere, acordeoane și armonii. Play! Amara
și dulce-i femeia când... Amară și dulce-i femeia, da? Alfa și Omega, A la Z. Femeia e ca și coțofana trans, ca și Dacosu, ca și femeia te duce și te aduce, dacă plătești abonament. Pe unde vrea ea, și-ți mănâncă toate zilele. Asta e drept. Femeia îți mănâncă toate zilele, până apar copiii. Dacă nu-i faci plăcerile, cine... Dacă îi faci plăcerile. Iubește, plătește, primește tot ce-și dorește. Așa sunt femeile, ca bijuteriile scumpe și rarisime. Păi am găsit, numai, acum pe cuvânt, am găsit pe un site, aur turcesc de 18 carate, nu e așa rarisim? Nu știu dacă e bună comparația asta, ia ziceți și voi. Așa sunt femeile, ca și bijuteriile. Mă gândesc acum la Alina Plugaru. Ok. Dacă în videoclipul precedent aveam un Mercedes de colecție, acum avem un GLML, nu știu, ziceți voi, și videoclipul e filmat în fața Casei Poporului. Deci, parlamentarii au intrat în vacanță, artiștii își fac de cap în fața Parlamentului. Dacă nu făcea Ceaușescu Casa Poporului, unde dracu să mai făceau videoclipuri despre femei? Asta cu alelelelelele ar putea fi luată de Federația Română de Fotbal. Când joacă naționala, știi, alelelelelele, băgați-vă mingile, alelelelelele, să-mi scriem în partidele. Deci, ale, 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 femeile. Așa sunt femeile, ca bijuteriile. Cum era corect? E corect gramatical, deci e corect, ca bijuteriile. Alții ar fi băgat ca și bijuteriile. Deci așa reținem, da? Așa sunt femeile, așa sunt româncele. Mamă, ce ochelare are asta, pe cuvânt, și ce plis de rață, pe cuvânt. La minutul 1.51 urmăriți. Dacă vreți să vedeți ceva tunat, cu căluți mulți sub capotă și kilometrajul dat pe spate, 1.51, da? Am reținut, așa sunt femeile, ca și bijuteriile, ca bijuteriile scumpe și rarisime. Întrebarea emisiunii, rarisime, este cu un S sau cu doi de S? Mulțumesc publicului. Deci am avut amanta, am avut așa sunt femeile și acum, de la femei, de la amante, oarecum să cred. O piesă despre despărțire, despre cazuri în cuplu, de la Gabi Iorga. Sper să urce în trending. Ce coniac! Nu vreau să fac vreo minune. Că minunile le face numai Aurel Tămaș. Nu vreau să greșesc. Lăsați-mă noaptea asta să mă gândesc la ea. Care bărbat cu un pahar de coniac în față se gândește la ea? Singur vreau să stau la masă, unde am stat cu ea. Nu, asta e treaba ta. Mare cum să cred. Gabi, dragă, femeile sunt ca bijuteriile, da? Și, spre deosebire de bărbați, ele mai sunt purtate și la alte încheieturi. Dar să vorbim un pic, să observăm un pic în clipul acesta. În celelalte două am avut Mercedes de epocă și Mercedes nou. Aici apare un iaht. La 357 apare un iaht, da? Deci am evoluat în iubire. De la veninul amantei, de la femeile care se cred sau sunt bijuterii, am ajuns la iahturi. Să nu ne mai mire faptul că fata, femeia a plecat din viața lui. Gabi, dragă, să nu te mire faptul ăsta, că tu aveai o amărâtă de motocicletă, ce, scooter, și a plecat la unul care avea iaht. Oare cum să cred? Vedeți, aceste trei bucăți muzicale pe care vi le-am surprins retinei dumneavoastră, oarecum rezumă felul de a fi și al bărbaților și al femeilor.
amanta, da? Așa sunt femeile, așa sunt româncele și oare cum să cred, da? Deci dacă n-ai reușit să-ți dai seama că femeia e o bijuterie, nici amanta de lângă tine nu are calități de diamant, după aia cum să-ți dai seama, cum să crezi tu oare că te-a părăsit? Tu aveai o motopârță, o motoscârță și o plecat cu unul care avea iaht. Nu ne mai miră nimic în ziua de astăzi. Doamne ajută-vă și urmăriți review-urile populare Ethno Dance, Trance și Groovy Metal. Aici doar.